Bună ziua și bine v-am găsit. Iată, dacă tot v-am arătat cea mai slabă colonie din stupină, o să vă prezint și pe cea mai bună. Astăzi o să extrag ultimii rame cu miere, fiindcă această colonie n-a fost izolată matca, n-a fost nevoie, ea s-a dezvoltat foarte bine, dar nu ca cantitate de albină, ci ca producție. Și eu am zis că această matcă este o matcă de producție. Când practici pastoral, ar fi indicat să ai astfel de mătcuțe de producție, dar nici în staționar nu mă supăr. Și am să vă arăt de ce. O să vă arăt câteva rame. Asta arată stupul. Are și puie, are și miere, și instinct de roire scăzut, chiar foarte scăzut instinctul de roire. Și din puținul de nectar care se găsește în zona mea aici, a reușit această matcă să adune foarte multă miere pentru ce se găsește în zonă. Adică pentru mine, fiind un stup orizontal, am să vă arăt ramele cu miere care le voi extrage. Deci, asta este prima ramă care va fi extrasă. Cum am zis, este singura din stupină care, eu zic, de extracție și se vedeți surpriz. Matca a depus aici ou. Deci nu pot să extrag această ramă. Căutăm rame care putem să le extragem, poate găsim. Aceasta nu are nevoie nici de stimulare. O să-i dau uleiurile esențiale pentru tratamentele respective care le-am făcut anul acesta. Dar el așa se prezintă. Iată. Cu nectar. Puiet larvar. Nu mi-ar fi plăcut să găsesc aceste rame, dar se pare că aici s-a tras matca. Eu sper să găsesc și rame cu care să le pot extrage. Deci, miere foarte mult. Am văzut la apicultori că extrag ramele cu puiet. La un moment dat, eu consider albina un fel de ființă care te conștientizează, adică cam știe cum te comporți cu ea. Iată puiet, coroniță foarte frumoasă. Bun, acele erau ramele de după diafragmă, deci consider că voi găsi și mie, care să o pot scoate, adică dacă nu pot scoate acum, o să o las pe mai târziu, în toamnă, o voi scoate atunci. Dar eu azi am venit cu gândul să scot măcar o ramă cu miere de la dâns. Dacă aș fi avut doar colonii de acestea în stupina, aș fi bătut multe pastorale, nu cei care zic că 10 kg pe zi, nu. Nu, acele nu pentru mine. Nu 10 kg pe zi, dar 10 kg de la o colonie. Ia să. Iată o ramă care o pot extrage, adică nu are puiet. Bun, deci extragem o ramă, dăm deoparte. Da.
vrea să-mi aduc pe labe, dar acum mă descurc și așa. Ia să vedem ce găsim aici. O altă ramă care o putem extrage. Iată. Iată miere. Foarte frumos, putem extrage. Bun. Deci se pare că matca a trecut în partea cealaltă de diafragmă. Acum trebuie să le extragem, să le facem loc. O să aduc eu rame îndată la centrifugă și mai dăm și foiița. Voi decide imediat, după ce urmăresc tot cuibul, tot ce avem aici. Și această ramă merge la extracție, nu are puiet, are păstură, dar nu-i nicio problemă că păstura rămâne în ramă. Și când dăm înapoi în cuiburi, e foarte bună pentru colonie. Dăm deoparte. Bun, trei rame care merg la extracție. Da, să văd ce e pe ultima, dar o să mă uit imediat. Deci nu este cazul să vorbim despre câtă miere îi las în cuib, fiindcă ramele cu puiet nu se extrag. Au coronițe bogate, iată și aici ce miere are, strălucește, e super, super. Bun, deci trei rame vin la extras. Așa ar trebui să arate toate coloniile din țara asta, adică să aibă miere, să nu intre în friguri, să nu trebuiască să-ți bați capul cu stimulările, dar ar fi prea, prea frumos. Ar fi foarte frumos să albina să fie așa. Această ramă va rămâne ca ramă de acoperire. Așa. Deci este o colonie foarte frumoasă. V-am arătat rama anterioară cu miere, o dăm lângă. Bun. Trecem mai departe. Dacă ar fi toate coloniile astfel, apicultura ar fi cea mai simplă din lume. Cea mai simplă. Doar ai venit și ai scoate mie. Dar rar se întâmplă așa ceva. Rar. Este singura din stupină care o am astfel. Iată și puiet foarte frumos. Ați văzut, am puiet și după diafragmă. Le las în pace dacă ele acolo au vrut. Miere suficientă de a crește, nu le ajunge până în aprilie o să le ajungă mierea care o au și mai și adună și mai primește și uleiurile esențiale, o să fie foarte frumos. Aici le-am dat o foaie, acum vreo săptămână le-am dat-o, când îmi făceam planul de cât să extrag. Iată foaia construită. Dacă e oate și mai bine. Nu este oată, deci dacă nu este oată, nu are rost să-i mai dau fagă. Ce am să fac cu această ramă, o să o dau la sfârșit. Iată, la familiile care lucrează astfel, până
într-o anumită perioadă nu mai putem să dăm foițe, chiar nu mai avem de ce să le dăm și ar fi destul de greu dacă n-am avea rame. Deci n-am avea rame date la centrifugă construite. Am să aduc niște rame care vor fi de la centrifugă, o să le aduc acum. Opresc un pic filmarea până aduc ramele. Deci iată revin și am adus ramele date la centrifugă. Acum le băgăm în stup să creăm spații. Iată așa. Una punem aici. Trecem la următoarea ramă. Cum am spus, aceasta este o matcă de producție. Așa trebuie să arate. Iată o altă ramă cu puier. Dacă erați curioși cum arată această albină, fiindcă probabil mulți sunteți curioși, ea, din câte am văzut eu, nu are niciun strop de curcitură cu alt tip de albină. Ea este o albină alb cu negru. Nu știu exact din ce rasă provine. Nu mai zic nici carpatină, nici nu știu, că e greu de dovedit acest lucru. Este o albină care dă miere din piatră seacă și nu intră în frigul roitului. Deci are instinctul de roire foarte mic. Ia să adăugăm încă o ramă aici. O ramă dată la centrifugă și acum de aici. O să îi mai aducem astfel de rame, fiindcă la cum acumulează ea hrană, deci are și puiet, are și miere, a construit și foi. Ia să văd, asta este a doua foaie care a fost dată, să văd dacă în această oră. Se vede. La după greutate, cred că au. Ba, m-am înșelat. N-au oat nici în aceasta. Nu mai e o matcă în aceste rame. Cel puțin la familiile acestea văd că nu o să mai depună ouă în rame albe. Să zicem că acesta ar fi un defect, dar fiind în luna aceasta și nestimulată, e ceva normal. Bun, acum adunăm cuibul pe mijloc, nu cum și l-a făcut ea după diafragma aceea. Iată să vedem. Și aici este foarte multă miere, deci după ce o să eclozeze puietul și o să putem scoate aceste rame, fiindcă e o cantitate destul de mare și la ce estimez eu este că a dat cam 20 de kilograme de miere în acest sezon, plus per total o să fie 20 de kilograme. Pe staționare suficient. Dar din păcate nu avem pe toți așa. Iată, avem și aici am puiet. Matca este aici.
rama. Foarte bine, o lăsăm în pace și ne vedem data viitoare.